Bun, aici am venit, să merge cu noi. Așa, vine un pic. Spune-ne că o să ajungă cineva, cam cât timp. Мене звати Вікторія, мені 31 рік. Мене звати Вікторія, мені 31 рік. Я з чоловіком, за допомогою чоловіка, виїхали з Києва через центральний вокзал. Було дуже страшно. Eu cu ajutorul soțului am reușit și am plecat din gara din Kiev. A fost foarte groaznic. Дуже було багато наляканих людей. Foarte mulți oameni speriați. Світла не було, не включали світло. Nu era electricitate și ei stăteau pe întuneric. Так, крики дітей, тіпав копій, люди, відчуття було таке, що наче над Титаніку, от коли корабль тоне і всі хочуть сісти, ну, спастись. Сензація era ca și cum se aflau pe Titanic și toți încercau să se evadeze. Давка була, не знаю, як це називається. Ірав foarte mulți oameni, ghisuiali foarte mari. Дуже страшно було за дітей, щоб до потягу добратися. Era foarte frică pentru copii. Pe 5 martie я încercat să plece de acolo. Так, бо ми сіли на третій потяг, аж не тільки на третій, ми чекали довго. Третій потяг? Перший потяг поїхав, другий поїхав, а ми... Încercat, abia din a treia încercare au reușit să plece, da? Care a fost problema principală? Яка була самая главная ваша проблема? Сісти в потяг. Să urci în tren, să poată pleca. Când a venit soțul s-o alase la autogară, a rămas și el acolo să nopteze, pentru că nu reușeau să găsească locul. Чоловік залишився в Києві, тому що він працює пожежним. Soțul a rămas în Kiev deoarece el muncește la pompier, ca și pompier. Так, ми приїхали, перетнули кордон, ми їхали потягом до Івано-Франківська. Прима дата є ото спре Івано-Франковськ. Але в нас не було... Ми сідали на будь-який потяг, аби ж поїхати з Києва. Ніч, ну, контакт, чи посередині по ор-рутєру, ідея era туди всі плечі, просто я розповідала. Сабу авіон, ну, я оплікав ку трену, тому що я спускав, що ар фі аста сингура посібілітати, чи аута. Ce au lăsat în urmă, acolo, la Kiev? Що ви там оставили в Києві? Чоловіка. Соцул. Собаку, кине, племінник, є сирота. Непот, який рамас фарми. Квартира, апартамент в селі. Дом в селі. Да, там каса на фараурашу. Сервіч. Где ви работали? Я відкрила собі, я була підприємцем. Я ром антрепренер. Я відкрила маленький кабінет і працювала майстром по нарощуванню вій і я хоча партія ді косметики, да, я ще попутую. Io sono presidente della Fondazione Emilio Falco, la Fondazione. Domnul este președintele Fondației Umanitare, cum se cheamă fondație? Emilio Falco. Emilio Falco a creat această fondație cu scopul de a sprijini persoanele refugiate din Ucraina. Și a le ajuta să se adapteze aici în România, să-și găsească un loc de muncă și care tare de laboră, să facă o integrare socială în România. Abbiamo altre famiglie e in questo momento. Spune că în momentul de față au o familie care se află în Siret, este o mamă, un copil. Mama, papa e due bambini. Și doi copilași. E questa famiglia c'è anche l'uomo. Familia este compusă și dintr-un bărbat, deoarece el este medic și a luat hotărârea să plece din țară până să înceapă războiul. Poi abbiamo
altre due mamme. Mai are încă două doamne care s-au integrat, le-au găsit și loc de muncă. În momentul de față, fundația Emilio Falco a zis că are posibilitatea de a angaja încă 1200 de persoane de refugiate din Ucraina, pe tot teritoriul României. Sunt 34 de refugiați în strand în momentul de față și dintre cei de acolo, 8 mămici care au fiecare dintre ele copii, vor să lucreze. Și noi căutăm soluții împreună cu Direcția de Asistență Socială să asigurăm un program pentru copii, un gen after school, în care să putem asigura supravegherea acestor copilași.